Radio Vocea Speranței. Dragi prieteni, bună dimineața! În această perioadă trebuie să rămânem la fel de solidari. De aia, Centrul Contact lansează campania Antreprenoriatul Social aproape de nevoile refugiaților. Despre detaliile acestor activități ne va relata Elena Nofit. Ea este comunicatoare Centrului Contact. Bine ați venit la noi, doamna Elena! Bună dimineața! Mulțumim pentru invitație! Vrem din start să înțelegem, de fapt, în ce constă activitatea Centrului Contact, de când ea datează și care sunt activitățile pe care le prestați. Centrul Contact este una dintre primele organizații non-guvernamentale, non-comerciale din Republica Moldova, 26 de ani pe piață. Și scopul, misiunea organizației este să dezvoltăm oameni, organizații și comunități, oferim asistență și contribuim la dezvoltarea sectorului asociativ, a societății civile în Republica Moldova. Vrem să cunoaștem ce rezultate ați marcat până în prezent de la fondare. Acum, într-un minut, e greu de spus, pentru că Centrul Contact, odată la 4 ani, are o strategie de fiecare dată în care își proiectează și setează priorități în funcție de ce se întâmplă situația în țară. Acum, una dintre prioritățile Centrului Contact este să dezvolte și să promoveze sustenabilitatea financiară a organizațiilor societății civile, să îmbunătățească, să contribuie la capacitarea și abilitarea oamenilor care contribuie și lucrează în sectorul asociativ. Una dintre prioritățile este actualmente și în contextul campaniei promovarea și valorificarea antreprenoriatului social în Republica Moldova, conștientizarea și practicarea filantropiei în Republica Moldova și, în mod special, dezvoltăm competențele și organizațiile non-guvernamentale în Republica Moldova. Iar ne-am mijlocit despre campania lansată de către Centrul Contact acum. La ce ea se referă, de fapt? Cu regret, contextul nu este tocmai cel mai potrivit, da? Pentru că știm care este situația actuală în regiune, dar acum 2 ani Centrul Contact a lansat un proiect în parteneriat cu mai multe organizații naționale și internaționale. Se numește EU for Youth, valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali în Republica Moldova și Ucraina. Deci este un proiect regional. Și prin acest proiect noi ne-am propus să dăm o altă notă antreprenoriatului social, să-l facem mai cunoscut, oamenii să înțeleagă ce este antreprenoriatul social, să înceapă să consume serviciile de la antreprenori sociali, să multiplicăm, să creștem numărul de tineri care dezvoltă afaceri sociale și nemijlocit să înțeleagă și autoritățile cât de important este să susțină acest tip de economie în țara noastră. Această campanie vine întocmai să răspundă la această necesitate, da? La această idee a proiectului. Vrem să arătăm că într-o perioadă atât de dificilă, atât de sensibilă, antreprenorii sociali sunt alături de nevoile refugiaților, din serviciile pe care ei le prestează, din ceea ce fac ei, au identificat resurse și posibilități ca să ofere minimum necesar refugiaților. Aici pornim de la hrană, alimentație, servicii de sănătate, transport, cazare, activități educaționale și culturale, astfel încât acești refugiați să se simtă integrați în țara noastră sau această trecere să fie mai ușoară, mai prietenoasă, mai solidară și să le asigurăm un minim confort necesar în țara noastră. Dar cine sunt acei antreprenori sociali care sunt încadrați acum în această campanie? Deci noi avem în țara noastră mai mulți antreprenori sociali, deci avem 4 întreprinderi sociale oficial înregistrate și avem câteva zeci de antreprenori sociali, deci oameni tineri care și-au lansat o afacere socială, nu neapărat că ea este înregistrată. Dar ceea ce fac ei, ca să fie clar, deci un antreprenor social nu înseamnă un business clasic, Ce înseamnă? E un tip de afacere care are două dimensiuni, două misiuni. Pe lângă a obține un profit, este contribuția și dezvoltarea sau soluționarea unei probleme sociale. Deci, antreprenorii sociali, din ceea ce prestează ei, banii aceștia sunt investiți și utilizați în soluționarea problemelor din comunitate, din societate. De exemplu, oferirea locurilor de muncă pentru persoane vulnerabile, cu dizabilități, contribuția la soluționarea problemelor ecologice, de mediu, probleme sociale, probleme de integrare, servicii de sănătate, servicii de dezvoltare intelectuală, servicii de capacitare, de exemplu, de instruirea oferirii unor meserii. Și prin ceea ce tu prestezi ca antreprenor social, ce vinzi, banii aceștia, ei rămân în afacerea ta, tu nu ai profit, tu nu ai câștig din această afacere, pentru că toți banii rămân în afacere, în întreprindere, pe care tu îi utilizezi în soluționarea unei probleme sociale. De asta se numește antreprenor social. Așa. Dar în cadrul acestei campanii care se referă la ajutorul refugiați, da. Dorim să aflăm totuși careva nume de persoane sau de întreprinderi care oferă acest ajutor. Da. Încă de la începutul declanșării războiului în Ucraina și când au început în țara noastră să vină valuri și sute și zeci de mii de refugiați pe zi, avem cazurile întreprinderilor sociale precum Floare de Cereș, Edu Joc, întreprinderi sociale, afaceri sociale ca Darul Albinilor, Inițiativa Pozitivă, Credem Eco la Bălți și multe alte afaceri sociale, inițiative de afaceri sociale care s-au implicat exact în serviciile care le-am spus mai devreme. De exemplu, Edu Joc, da, întreprinderea socială Edu Joc, ei ce au făcut? Ei au creat hărți cu jucării sub forma de harta a Ucrainei, au făcut diverse seturi de jucării intelectuale și educaționale pentru copiii din centre de plasament pentru refugiați, astfel încât toate aceste jucării, fiind în primul rând ecologice, da, din materiale care nu dăunează sănătății și mediului, și doi, ca copiilor să le fie mult mai ușoară integrarea, da, ei totodată să nu simtă ruptura aceasta de țară, să fie mai aproape de țară, de ideea de Ucraina, fiind aici în Republica Moldova. Sau așa cum au spus ei că vor să devină cea mai frumoasă amintire a războiului pentru copiii refugiați, anume aceste jucării, aceste activități, pentru că ei, pe lângă jucării, au organizat și diverse ateliere, activități educaționale, de ocupare a timpului pentru acești copii. Și când vorbim de jucării, nu vorbim de unități, vorbim de sute și mii de jucării deja pe care ei și le propun să le realizeze. Mai nou, ei au lansat chiar o campanie internațională, prin care ei vor, fiind o afacere socială, cu resurse financiare limitate, tu nu poți continua să oferi acest tip de servicii. Și ei, fiind deja cu stocul de materiale epuizate, resurse epuizate, au lansat o campanie în care se adresează donatorilor să contribuie la producerea acestor jucării și distribuirea și oferirea acestor servicii educaționale și de joacă pentru copii. Un alt exemplu de întreprindere socială este Floare de Cireș. Întreprinderea se focusează mai mult pe pregătirea și livrarea prânzurilor, mai nou chiar și a cinilor, pentru centri de refugiați din Ialoveni, din municipiul Chișinău. De exemplu, dacă vorbim de statistici, de la începutul acestei crize umanitare, ei au livrat peste 15.000 de prânzuri. Și toate aceste produse, aceste prânzuri sunt pregătite în mare parte de persoane cu dizabilitate. Deci sunt oamenii care sunt angajați în această întreprindere socială, pentru că este de fapt cea mai mare întreprindere socială din țară. Și oamenii aceștia gătesc mâncarea pentru refugiați. Darul Albinilor, de exemplu, ei au, serviciul lor este, deci fac apicultură, ei au distribuit 10 de kilograme de miere în centre pentru refugiați. Credem Eco, întreprindere socială din Bălți, la fel, ei livrează produse și nu doar produse alimentare, dar diverse tipuri de produse pentru refugiații din Bălți. Și la fel au mii de refugiați pe care deja i-au susținut și i-au asigurat cu alimentar, hrană, apă sau produse de primă necesitate. Noi avem foarte multe materiale, istorie de succes pe care le puteți urmări pe pagina Centrului Contact. Avem inclusiv un grup pe Facebook care se numește Rețeaua Antreprenorilor Sociali din Republica Moldova, în care vorbim despre aceste exemple și istorii frumoase de implicare. Și de ce facem aceasta? Pentru că noi credem că antreprenorul social este o activitate de viitor, din care beneficiază absolut toată comunitatea. Și încurajăm oamenii și publicul larg să consume, să procure serviciile antreprenorilor sociali, pentru că, de fapt, dacă tu cumperi un serviciu a unui antreprenor social, tu direct contribui la soluționarea unei probleme sociale. Te oferi șansa unei persoane să aibă un loc de muncă, acolo unde majoritatea închid ușile, tu contribui la soluționarea unei probleme ecologice într-o comunitate. Tu contribui la dezvoltarea infrastructurii și a posibilităților de dezvoltare personală, profesională, inclusiv ocupațională în rândul tinerilor și altor categorii vulnerabile. Sau, deci, inclusiv să susții producerea materialelor ecologice, jucării, hăinuțe, aici în țară, oferind o posibilitate tinerilor de a rămâne în țară, de a-și lansa afaceri, de a dezvolta aceste afaceri și tot acest profit să rămână în țara noastră. Așa. De asemenea, suntem curioși pe viitor ce proiecte se preconizează în cadrul Centrului Contact. Acum este perioada, în mod special vorbesc de cele mai călduțe, da? Acum este perioada când toate persoanele fizice în Republica Moldova pot direcționa 2% către una dintre organizațiile beneficiare ale mecanismului 2%. Prin urmare, ca oamenii, publicul larg, să înțeleagă despre cum pot direcționa și cum ei contribuie, de fapt, la susținerea unei organizații non-guvernamentale, noi oferim, am organizat mai multe sesiuni de informare pentru ONG-uri, iar acum oferim consultații individuale pentru ONG-urile care fie sunt în această listă de 2% beneficiari, fie că își doresc și nu au cunoștințele necesare. Deci noi le oferim aceste consultații ca, în primul rând, ei să înțeleagă ce înseamnă să fii beneficiar 2%, ce presupune acest mecanism și ei la rândul lor să convingă beneficiarii de importanța susținerii prin direcționarea celor 2% din impozitul pe venit. Un alt tip de serviciu pe care noi acum, servicii și activități pe care le avem, sunt traininguri și ateliere de capacitare a diversor hub-uri, lab-uri, centre de dezvoltare pentru tineret ca să-și dezvolte afaceri sociale și dezvoltarea competențelor, cunoștințelor în acest domeniu de antreprenoriat social. O altă activitate este Centrul Contact, deține secretariatul Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei și a Consiliului ONG în Republica Moldova. Ceea ce facem noi este să oferim suport acestor platforme, să contribuim la îmbunătățirea cadrului legal cu privire la filantropie și sponsorizare, să vorbim și să încurajăm filantropia în Republica Moldova, inclusiv să contribuim la susținerea ONG-urilor ca acestea să fie capabile să-și diversifice resursele financiare, să nu depindă doar de donatori străini, dar să poată să presteze servicii și din alte tipuri de pârghii financiare. De exemplu, prin mecanismul 2%, prin filantropie, prin activități de antreprenor social, prin prestare de servicii și deja fundraising, proiecte străine, da, la donatori străini. Eu vă mulțumesc pentru aceste informații și, pe general, pentru acest interviu. Cu mare drag, vă mulțumesc pentru invitație și mai multe detalii despre Centrul Contact puteți să urmăriți pe site-ul www.contact.md sau ne găsiți pe pagina de Facebook. Vă așteptăm cu mare drag pentru că avem foarte multe oportunități de dezvoltare. Mai nou avem în derulare Academia Liderului Comunitar în ediția a doua, un proiect foarte interesant pentru oamenii care vor să facă schimbare în localitățile lor. De aceea fiți alături de noi pentru că avem mereu activități foarte interesante pentru oamenii dornici de a produce schimbare. Stimați ascultători, astăzi am vorbit despre campania Antreprenoriatul Social aproape de nevoile refugiaților și alături de noi a fost Elena Nofit, comunicatoarea Centrului Contact. Noi în continuare vă dorim o zi cât se poate de reușită să aveți, stimați ascultători! Radio Vocea Speranței.